Cântarea, da. Și ții minte, ne punea pe noi copiii să ne strângem așa de mână și nu-ți plăcea, nu știu, mie ce puțin nu-mi plăcea, dar nu știu de ce aveam o senzație tare ciudată, de fiecare dată când cântam această cântare, noi aveam un lanț acasă, mi l-am adus, nu era chiar ăsta, aveam un lanț acasă, aveam un câine micuț și când făcea prostii îl legam, și nu știu ce, de fiecare dată când cântam această cântare, leagă-ne, Doamne, mă gândeam numai la un lanț de ăsta greu și mă gândeam, Doamne, cine vrea să fie legat cu așa ceva? Niciun caz eu, copil fiind, 9 ani de zile. Probabil că dacă ai cânta așa ceva în zilele noastre, cu atâta corupție, probabil că unii s-ar gândi, în niciun caz nu ne lege Domnul cu lanțuri, cam ajunge pe la DNA, pe undeva, dar nu despre asta e vorba. O să revin la problema aceasta cu lanțurile și la cântarea aceasta, însă am vrut doar să încep cu acest lucru pentru că mă amuză de fiecare dată când mă gândesc la vremurile acelea când eram copil și cântam Leagă-ne, Doamne, pe tăți. Nu știu ce, probabil le plăcea musafirilor să ne vadă ținându-ne de mână și, în fine. Vreau să vă spun câteva lucruri introductive pentru că majoritatea dintre dumneavoastră nu reușim să comunicăm altfel decât duminica dimineața. Vreau să spun câteva lucruri și importante și apoi voi intra în mesajul meu. Cultura Bisericii Efraim, așa cum bine vedeți, este într-o continuă schimbare. Poate unora nu vă place, înțeleg lucrul acesta, este normal, ați trăit alte vremuri, poate v-ați bucurat de alte vremuri, poate acum nu mai reușiți să vă bucurați atât de mult, dar realitatea este că nu doar cultura bisericii se schimbă, cultura familiei dumneavoastră s-a schimbat, cultura societății se schimbă în fiecare zi și deci este absolut normal ca totul să se schimbe în jurul nostru, chiar dacă nouă ne place sau nu ne place. Noi ne schimbăm pentru că dorim să fim și noi relevanți pentru societate. Apropo, anumite cântări ce le mai cântăm, cred că trebuie să ajutăm pe oameni să înțeleagă sensurile, pentru că adeseori cred că numai noi le mai știm sensurile. Ceea ce nu e rău, dacă suntem doar noi, dar în momentul în care avem musafiri, și sunt musafiri printre noi în această dimineață, nu știu cât de mult înțeleg ei, leagă-ne, Doamne, pe toți împreună cu lanțuri. Însă, din dorința noastră de a fi relevanți și de a avea impact în societate, să fim sare și lumină, cum spuneam mai devreme, ne dorim să creștem, să ne schimbăm, să evaluăm tot ceea ce facem în biserică. Ținând cont de această realitate, suntem nevoiți să evaluăm tot ceea ce facem și, prin urmare, periodic, cei din echipă măsurăm sănătatea bisericii. Vrem să știm în ce măsură biserica aceasta este sănătoasă, crește, este vie. În ce măsură Biserica Efraim este dinamică, în ce măsură Biserica Efraim se dezvoltă, pentru că, vedeți dumneavoastră, dorința de creștere este un semn al maturizării. Țineți minte că am vorbit despre semnul reproducerii, ca fiind un semn al maturizării. Când ești matur, vrei să investești. Când ești capabil, ca om, să dai naștere, atunci, bineînțeles, un om poate spune, uite, domne, un om care este matur, este capabil să-și întemeieze o familie. Și o biserică sănătoasă, o biserică matură, niciodată nu trebuie să rămână la fel. Ea trebuie să fie într-o continuă creștere, dorința noastră este să fie să ducem mesajul mai departe, cu orice preț. Asta a făcut Pavel, dragii mei. Nu ai citit manul mai devreme din Coloseni? Să-L propovăduiesc pe Hristos și El să fie motivul pentru care trăiesc. Filipeni 1:21. Pentru mine a trăi este Hristos, am vestit în împărăția lui Dumnezeu, a le spune tuturor despre dragostea lui Dumnezeu, a arăta, a demonstra dragostea lui Dumnezeu prin faptele mele. Asta trebuie să fie misiunea Bisericii Efraim și mă rog ca lucrul acesta să fie o realitate și în aceste vremuri pe care le trăim. De aceea îmi doresc să vedem în ce măsură biserica aceasta crește, se dezvoltă, este sănătoasă, este vie, este dinamică, vin oameni noi, ne bucurăm de ei, cresc împreună cu ei, se botează, devin parte din familia noastră. Asta îmi doresc atât de mult și sper că și dumneavoastră. Încercăm mai nou, așa cum ați observat din limbajul nostru, nu doar al meu, a tuturor din echipă, să filtrăm tot ceea ce facem prin lentila uceniciei. Pentru că am realizat un lucru, dragii mei, și poate trebuie să ne cerem iertare public. Bisericile sunt experte în a face programe
nu ucenici. Bisericile sunt experte în a face programe, mai bune sau mai puțin bune, depinde de fiecare, de gustul fiecăruia. Dacă vine un predicator renumit, sunt frumoase, dacă nu, mai puțin frumoase. Dar noi vrem să schimbăm optica definitiv și radical. Biserica Efraim nu se mai axează pe programe, ci pe ucenicie. Încercăm să filtrăm totul prin prisma acestui mandat pe care Domnul Iisus ni l-a încredințat chiar înainte să plece. Țineți minte, nu? Duceți-vă, mergeți în toată lumea și faceți ucenici, învățându-i, poruncind, arătându-le cum este să fii un ucenic adevărat. De aceea întrebarea pe care ne-o punem mereu și mereu, fie că îmi convine sau nu-mi convine, este: Adi, facem ucenici sau nu facem ucenici? Creștem oameni pe lângă noi sau nu creștem? Ce mare tragedie este să vezi câte un lider de ăsta carismatic, și nu dau nume acum, care în momentul în care pleacă, biserica se rupe. În momentul în care pleacă, biserica nu mai știe ce să mai facă. Pentru că în jurul lui s-au adunat oamenii și nu în jurul mandatului, și anume ucenicia. Biserica aceasta trebuie să meargă cu mine sau fără mine. Facem noi ucenici? Este întrebarea pe care trebuie să ne punem de fiecare dată, în fiecare duminică. Mai facem ucenici? Mai este cineva aici în biserica aceasta care încă nu este ucenic, și ce putem face pentru ei? Este o schimbare radicală de perspectivă. Dacă biserica Efraim, prin ceea ce face și spune, se multiplică, adică face ucenici, atunci vom merge în acea direcție. Dacă nu, dacă biserica devine atât de ocupată până la epuizare cu programe, activități, seminarii, studii sau ce vreți dumneavoastră, dar nu face ucenici, și constatăm pe termen lung că nu facem ucenici, adică nu reușim să transmitem altora ceea ce noi am primit, trebuie să venim înaintea Domnului împreună cu mine, într-un duc de smerenie, și să-i cerem Domnului iertare. Pentru că am uitat la ce am fost chemați. Și nu numai iertare, să-i cerem Domnului ajutor, Duhul Sfânt, să miște El apele, pentru că degeaba Adi Vlad sau nu știu cine vorbește, dacă Duhul nu mișcă inimile. Și vrem călăuzire din partea Domnului pentru secolul 21, pentru 2017, pentru 2018, pentru 2019, să știm ce vrea Dumnezeu de la Biserica Efraim. Primul pas pe care l-am făcut, pe care deja îl vedeți și dumneavoastră, îl observați, este a fost să introducem aceste grupe de ucenicie, pe care le-am considerat esențiale. Am început să creștem, suntem aproape 185-190 de membri, cu prietenii noștri care vin duminică-duminică, peste 200, 220, 230, și este greu să mai ții legătura cu toți. Sunteți de acord cu mine, nu? De aceea am zis, măi, e important să începem să ne cunoaștem în grupe, pentru că acolo găsești căldură, acolo găsești poate răspuns la întrebarea pe care nu o poți să pui în public, într-un program de duminică, și am investit enorm de mult în lucrul acesta, în liderii noștri și așa mai departe. Am implementat caietul zilnic, citirea și scriptura, citirea scripturii și rugăciunea zilnică prin caietul pe care îl vom numi de acum încolo jurnalul nostru. Constat că s-a creat un entuziasm bun, vorbim cu liderii pe care îi avem, toți sunt atât de mulțumiți și eu personal sunt mulțumit de grupele mele, văd că Dumnezeu lucrează și să știți că este un lucru bun. Să creează noi relații, oamenii să o cunosc între ei, organizația sau biserica devine din ce în ce mai sănătoasă în momentul în care fiecare investim în ceilalți. Al doilea pas la care lucrăm în prezent, de aceea v-am spus că trebuie să știți lucrul acesta, este sănătatea liderilor bisericii. Ne interesează de toți oamenii care vin la biserică, dar vreau să vă spun că ne interesează și de liderii noștri. Știți de ce? Pentru că înțelegem că liderii sunt atacați într-un mod aparte. Diavolul știe că dacă un lider este atacat și îngenunchiat, mulți pe lângă el vor fi atacați și îngenunchiați. Diavolul știe că dacă liderii sunt loviți, toată biserica are de suferit. Recent am aflat despre un prieten de-al meu, nu dau nume, nu e important, asta este lider într-o biserică destul de mare, am aflat recent că va fi scos nevoit din lucrare, din cauza unor probleme de moralitate. Și am realizat încă o dată,
Cât de important este să te rogi pentru liderii pe care ai în biserică? Cât de important este să mijlocești pentru oamenii care sunt în prima linie? Cât de important sunt oamenii cu care lucrezi săptămână de săptămână? Nu că ceilalți n-ar fi, toți sunteți importanți și vă iubim, dar înțelegem că oamenii care muncesc sunt obosiți și e nevoie să-i ajutăm, să le sprijinim, să-i venim în sprijin și să ajutăm atât cât putem. De aceea, în ce ne privește, vom face lucrul acesta. Fără lideri capabili, integri, la cârma unei țări, cu toții avem de suferit, așa-i? De aceea este nevoie să avem grijă și să creștem lideri sănătoși. Anul acesta ne-am hotărât să dedicăm mai mult timp echipei de conducere. O să aflați în următoarele săptămâni și schimbările pe care dorim să le facem și acolo. Ne-am hotărât anul acesta totodată să îmbunătățim liderii și să-i ajutăm să-și îmbunătățească capacitățile de slujire, liderii de departamente, de la media, de la închinare, de la bibliotecă și multe alte departamente pe care le avem. Vrem să ne asigurăm că oamenii sunt sănătoși și în credință. Și nu în ultimul rând, mai nou avem aceste grupe de ucenicie și avem lideri în fiecare grupă, de aceea ne dedicăm și lor și vrem să ne asigurăm că dacă unul dintre ei este bolnav sau trece printr-o perioadă dificilă din perspectivă spirituală, vrem să le fim alături, cu tot ce înseamnă lucrul acesta. De asemenea, vrem să ne unim forțele pentru a ne asigura că tragem cu toții în aceeași direcție. Una din problemele pe care le observ în biserici, hai să spunem chiar și în Biserica Efraim, este că facem multe lucruri bune, dar nu tragem toți în aceeași direcție. Și constatând lucrul acesta, așa cum v-am spus mai devreme, vrem să evaluăm toate lucrurile și să ne asigurăm că toți, orice departament, că vorbim de media, că vorbim de închinare, că vorbim de adolescenți, că vorbim de social, că vorbim de surori, că vorbim de multe alte departamente, vrem ca toate să tragă în aceeași direcție. Nu mai avem timp de pierdut, dragii mei. Șurubul se strânge din ce în ce mai tare, chiar și în România lucrurile se înrăutățesc. Vedem că inclusiv parlamentarii noștri nu sunt prea interesați de creștinism și de spiritualitate, de aceea înțelegem și noi că nu mai avem mult timp și trebuie să folosim fiecare zi pe care Dumnezeu ne-a mai dat-o ca să facem ceea ce trebuie. Iar unitatea dintre noi este esențială. Gândul acestui mesaj pe care îl voi prezenta s-a născut în urma citirii mele devoționale. Poate nu înțelegeți toți cuvântul devoțional, așa că o să-l explic pe scurt. Timp devoțional înseamnă timp pe care îl pui deoparte pentru Dumnezeu. Citirea Scripturii, meditare și rugăciune. Și în timp ce eu mă rugam, citeam și meditam, Dumnezeu mi-a vorbit prin Efeseni capitolul 4, versetul 3, în timp ce citeam pentru grupa mea, pentru ucenicie, un verset atât de frumos și care spune așa: străduiește-te să păstrezi unitatea. Străduiți-vă să păstrați unitatea pe care o dă Duhul prin legătura păcii. Și în momentul în care am citit acel verset, ghici la ce m-am gândit. Leagă-ne, Doamne, pe toți împreună cu lanțuri ce nu pot fi rupte. Și m-am gândit, wow! M-am gândit la Pavel, care știa ce înseamnă să fie în lanțuri, care știa ce înseamnă să aibă de-a face cu o biserică dizbinată, vezi biserica din Corint. Și vreau să vă spun că când Pavel scrie acest lucru, străduiește-te, eu înțeleg două lucruri aici, intenție și efort. Când te străduiești să faci un lucru, ești focalizat, numai la asta mă gândesc, mă străduiesc să-l fac cât de bine posibil, dar numai că e intenție, ci este efort, mă străduiesc să păstrez pacea și unitatea. Asta înseamnă că nu vine de la sine. Asta înseamnă că fiecare dintre noi trebuie să lucrăm, să muncim, să depunem efort ca Biserica Efraim să fie o biserică unită. Nu va fi de la sine, pentru că diavolul nu doarme. Diavolul încearcă să arunce sămânțe de dezbinare între noi și Doamne, dacă nu suntem atenți și nu veghem și nu ne străduim, ușor, ușor apar fisurile între noi și așa apar și dezbinările. Se pare că acest subiect de zbinare este destul de des amintit în epistolul lui Pavel. Aproape fiecare epistolă vorbește ceva de legat de unitate, motiv pentru care eu am ajuns la concluzia că dezbinarea nu este o problemă doar a unei biserici. Dezbinarea este o problemă a tuturor bisericilor,
Pentru că în momentul în care unul sau mai mulți nu veghează, apare și sămânța de dezbinare. Și ca să înțelegem cât de radical este îndemnul lui Pavel, trebuie să ne întoarcem un pic în timp, mai precis cu 2000 de ani, ca să înțelegem contextul lui Pavel, contextul greco-roman. Gândiți-vă un pic, cei care poate a studiat istoria, gândiți-vă cam ce fel de societate era pe vremea aceea. Și citind lucrul acesta, săptămâna aceasta, cumva am încercat să mă îmbunătățesc cunoștințele, un autor scrie așa: era o lume extrem de divizată după religii, după rang, după reputație, după rating, după orice vreți dumneavoastră. Din acest motiv, revoltele în acea societate erau la ordinea zilei. Oamenii erau extrem de nemulțumiți, nemulțumirea și frustrarea pluteau în aer și oamenii abia așteptau prima ocazie ca să dezbine, ca să strice status quo-ul în care trăiau oamenii, pentru că ei înțelegeau că altfel nu puteau să iasă din viața pe care o trăiau. Despre astfel de grupare ne vorbește chiar și Biblia, se numesc zeloții, țineți minte că erau niște zeloți în Scriptură? Zeloții exact erau oamenii, erau iudeii care urau romanii și doreau să răstoarne prin revoltă status quo-ul în care trăiau. Nu mai doreau să fie dominați de către romani, motiv pentru care găseau fiecare prilej ca să răstoarne prin revoltă. În secolul I, dragii mei, vreau să fiți atenți, nu avem concepte precum egalitatea de sex, așa ceva nu exista. Nu avem concepții precum dreptul la exprimare liberă. Hai să fim serioși. Vorbim de niște invenții moderne sau chiar postmoderne. Nu aveai dreptul la egalitate de șansă sau salariu mai nou. În acest context tulburător și divizat a intrat pe scenă creștinismul, care a produs o revoluție socială. Gândiți-vă dumneavoastră, aveai edilul Corintului, primarul Corintului, care se închina cu sclavul în aceeași biserică și împreună în fața lui Dumnezeu erau una. Ce revoluție! A intrat pe scenă creștinismul, care a produs o revoluție socială și învățătura lui Iisus a schimbat pentru totdeauna paradigma unei societăți creștine. Pentru că Iisus, cu ideile sale, a venit să scandalizeze, să schimbe status quo-ul în care trăiau oamenii. El a vorbit despre egalitate, în el toți suntem una, bărbați și femeie, rob sau patron. El a vorbit despre supunere și respect reciproc în condițiile în care în societatea respectivă supunerea era de jos în sus. Înțelegeți dumneavoastră? Mă supuneam celui mai sus decât mine. Ideile lui Iisus cu privire la autoritate prin slujire, iarăși a fost total diferit. Știați că neamurile acestui domnesc, da, cu autoritate, prin tiranie, dar eu vouă vă spun, vorbeau ucenicilor, voi dacă vreți să fiți mari și puternici și cu un statut special, trebuie să fiți cei care slujiți, spânând chiar picioarele. Vă dați seama ce revoluție a creat Iisus prin aceste învățături? Au scandalizat întreaga societate, iudeii îl urau din toată inima lor, îl considerau un eretic, romanii îl credeau un nebun. Ce fel de nebun o fi și ăsta care peste tot unde merge creează scandal? Și nici măcar ai săi, spune Biblia, nu l-au înțeles multă vreme. De aceea, într-o lume dezbinată, intențional era dezbinată în sensul acesta, de jos până sus dezbinată, a vorbit despre unitate, era o nebunie. De aceea, când Pavel vorbește despre unitate, este o idee revoluționară. Unitatea, dragii mei, este un semn fundamental al uceniciei, al faptului că ești un urmaș al lui Iisus. Vrei să știi dacă ești un urmaș? Puneți întrebarea, mă stăduiesc să păstrez unitatea? Un urmaș viu, activ, dinamic, sănătos al lui Iisus este ăla care nu creează dezbinare nici în familie, nici în societate și nici în biserică. Ci omul care se străduiește să păstreze legătura, care dă la o parte bârfa, care efectiv când vede că fratele lui este bajocorit sau devalorizat, spune stop, până aici, e fratele meu, de el nu te legi. Ăsta este urmașul lui Iisus. Ăsta este ucenicul activ, dinamic, sănătos, care înțelege că el trebuie să păstreze unitatea.
Că altfel lanțul se rupe. Și lanțul nu mai e bun de nimic dacă este rupt. Eventual ai câte o zală în stânga sau în dreapta. O casă dezbinată, spunea Iisus, nu poate dăinui, așa e? Nici o familie dezbinată nu poate dăinui. Să ajunge la divorț mai devreme sau mai târziu. Când doi sau trei se unesc, spunea Domnul Iisus, să ceară un lucru, le va fi dat. Știți de ce este un lucru extraordinar? Pentru că e greu să unești doi oameni împreună în aceeași mentalitate, cu aceeași viziune. De aceea Domnul Iisus când spune, wow, când lucrul acesta se întâmplă, e o minune în sus, în cer și pe pământ și le va fi dat lucrul acela. Știți de ce? Pentru că unitate înseamnă să renunți la tine. De asta și unitatea în familie e grea. Când fiecare pornim cu gândul ca celălalt să mă împlinească. Și greu, greu, peste 10 de ani ajungi poate la o unitate altruistă. O unitate în care te gândești la celălalt înaintea ta. Dar când se întâmplă această schimbare și această simbioză minunată, atunci Hristos promite că dacă doi sau trei se unesc, le va fi dat. Și în ultima rugăciune, înainte să moară, dacă țineți minte, Ioan capitolul 17, care a fost esența rugăciunii? Mă rog ca ei să fie una. Ăsta este semnul fundamental că suntem o biserică care are ucenici vii. Când biserica este una, atunci are progres, atunci crește, atunci are impact. Dar dacă fiecare mergem și facem așa, fiecare câte ceva, nu că nu este nimic, dar nu e de ajuns. Și în niciun caz nu are impactul unei biserici unite. În această dimineață doresc să încep, fiindcă timpul și mă uit și la ceas promit, doresc să încep o serie de mesaje care au drept scop motivarea tuturor la unitate. Nu știu care este motivul pentru care poate tu încă nu te unești. Nu știu care este motivul pentru care nu reușești să te unești cu noi, dar te îndemn în această dimineață în numele lui Iisus, dă la o parte orice obstacol și vină alături de noi ca să fim o familie unită, o familie mai puternică. Biserica Efraim are șanse să rămână în picioare, chiar și când va bate furtuna, dacă vom rămâne uniți. Săptămâna aceasta m-am gândit care ar fi câteva cauze de dezbinare și în această dimineață vreau să vă prezint doar o cauză, fiindcă timpul este limitat. De ce apare dezbinare între oameni? Am găsit mai multe, dacă găsiți și dumneavoastră câteva lucruri, puteți chiar să-mi spuneți că vreau să îmbunătățesc mesajul. O primă cauză pentru care apare dezbinare între oameni este diferența de opinie sau de gust, sau de idee. Numiți-o cum vreți. Eu mi-am notat diferențe de opinii. Acum, nu asta e problema. Faptul că gândim diferit nu trebuie să ducă la dezbinare. Dar vă rog, pe lângă ce am scris, să mai adăugați ceva. Diferențele de opinii necomunicate și mai ales lipsite de dialog duc întotdeauna la dezbinare. Diferențele de opinii, idei sau gusturi necomunicate și mai ales dacă nu sunt vorbite, dialogate, rațional, deschis, respectos și constructiv, mai devreme sau mai târziu, va duce la dezbinare. Pentru unii, invitația la dialog înseamnă să spună ce are de spus. Ați cunoscut astfel de oameni? Hai să discutăm, e o problemă. Sau, uite, aici văd că gândim diferit, avem învățături diferite. Hai să dialogăm un pic. Și, da, sigur, cum să nu? Începe să spună, și se agită și spune tot ce are. Și spui, stai un pic, stai că am și eu ceva spus. Nu că nu mă interesează, tot ce am spus este suficient, dacă te interesează bine, dacă nu, să fii sănătos, eu cu asta am încheiat. Pentru unii, invitația la dialog înseamnă să spună tot ce are de spus, fără pic de dorință să asculte ce ai și tu de spus. Cine dorește să creadă, e bine, cine nu, să fie sănătos. El sau ea și așa nu schimbă părerea. Și vezi că nu vine cu această atitudine, că oricum, ceea ce spui tu nu contează. Eu rămân același. Ați întâlnit astfel de oameni? După părerea mea, astfel de oameni trebuie evitați. Adică nu evitați în sensul că nu te rogi pentru ei și așa mai departe, dar îți dai seama că n-are sens să ai o discuție cu un om care și așa nu vrea să schimbe părerea. N-are sens. Îți pierzi vremea.
Pentru alții, dialog înseamnă să-și exprime opinia și atenție, dacă cumva calculele lui pe care și le-a făcut acasă nu ies, dialogul cumva se mută într-o direcție total nepregătită pentru el. Știți ce se întâmplă? Vreau să observați. În prima fază începe atacul și lupta la persoană. Subtil în prima fază. Nu spune așa din prima, numai cei care sunt de acasă știu la ce bate el apropo ori. Dar când vede că lupta se duce tot în direcția în care nu trebuie, știți ce se întâmplă? Și asta am observat foarte, foarte des, chiar și între noi. Încep atacurile la persoane dure, agresive, pe față. Dacă în prima fază ești mai subtil să-l ataci așa, un pic, să-l împungi, în a doua fază chiar nu te mai interesează și devii agresiv. Tu vorbești, mă? Știu eu cine ești. Pe ce, mă, nu știu eu soția ta ce face? Copilul tău, nici nu ar trebui să mai vorbești. Astea sunt atacuri la persoană. Ai renunțat de mult la idee și la dialog și la bunul simț și la argumente și la logică și ai început să ataci. Pentru că ne simțim defensiv la un moment dat. Și asta este foarte greșit, să știți. Un astfel de dialog, mai devreme sau mai târziu, va duce dezbinare în familie. Dacă așa discuți cu soția sau dacă așa discută soția cu tine, vreau să spun, mai devreme sau mai târziu, se va ajunge la probleme grave. Dialog înseamnă să vorbești și să asculți. Și să fii deschis la ceea ce celălalt vrea să spună. Altfel vorbești singur. Și dacă nu ești atent, s-ar putea să te trezești pe străzi vorbind singur. Ceea ce am spus mai devreme, din nefericire, este o realitate cruntă de care ne lovim cu toții peste tot. Dialog scandalos la muncă. Vezi că oamenii nu ascultă niciunul, toți vor să vorbească. Niciunul nu-și schimbă părerea, a lui e cea mai bună. Dialog scandalos acasă, probleme în familii și aflăm prea târziu despre ele. Dacă ați uitat ultima vreme cam cum vorbesc ăștia în Parlament, îmi și e jenă să văd în ce hal se poate ajunge la niște discursuri lipsite de orice fel de respect. Atacuri dure la familie, la persoana în cauză. Și aproape că ne-am obișnuit cu răul acesta. Să ne ferească Dumnezeu să-L și împrumutăm în viața noastră. Și acum un pic de atenție și închei, promit. Faptul că avem preferințe personale sau opinii personale nu este o problemă. Vă rog să fiți atenți. Suntem unici. Avem caractere unice, personalități unice. Am crescut în medii total diferite. Suntem la vârste spirituale total diferite. Unii abia acum încep să facă primii pași, alții aveți 35 de ani și vreți lucrul să miște un pic mai repede. Hai! Și nu se mișcă. Vreți mai multă carne, mai multă învățătură. Deci preferințele personale nu sunt o problemă. Faptul că facem din preferințele personale o problemă este o problemă. Când începi să-ți impui preferințele și faci din asta o problemă pentru toți, atunci devine o problemă. Și într-un momentul acela nu mai te străduiești să păstrezi unitatea, ci tu arunci semințe de dezbinare. Făcând din problemele tale și opiniile tale personale o problemă pentru toți. Și mai grav decât atâta, faptul că faci din preferințele tale personale o problemă fără să fii deschis la dialog și la asculta este cea mai mare problemă. Faptul că faci din problema ta o problemă este o problemă. Faptul că faci din problema ta o problemă fără să asculti și perspectiva mea este cea mai mare problemă. Pentru că știi ce se întâmplă? Te ascult odată, te ascult de două ori, dar credeți-mă, a treia oară chiar nu mă interesează. Și mergem fiecare pe drumuri total separate. Ceea ce vreau să vă spun că Hristos niciodată nu și-a dorit pentru biserica sa. Niciodată. Îmi pare rău când văd atâtea biserici dezbinate. Chiar și în orașul nostru. Chiar și aici. Vă rog să observați gravitatea problemei. Dacă în prima fază poți trăi cu un om care gândește diferit, are gusturi diferite, în a doua fază sau mai ales în a treia fază, lucrurile se complică enorm.
Iar rezultatul final este întotdeauna dezbinare. În familie, în societate și în biserică. Aș vrea ca Domnul să ne ajute, mă opresc aici, Domnul să ne ajute să fim o biserică unită. Asta nu se întâmplă peste noapte. Eu înțeleg lucrul acesta. Înțeleg că trebuie să comunicăm, trebuie să fim deschiși la a primi din partea dumneavoastră, nu știu, păreri, opinii, idei. Vreau să vă spunem că nici unul din care suntem în conducere nu suntem închiși, ci suntem deschiși. Vrem să învățăm, vrem să mergem pe drumul pe care Dumnezeu ne călăuzește, dar vrem să mergem uniți, nu dezbinați. Pentru că dezbinarea, să știți că nu va face cinste Bisericii Efraim și nici Bisericii lui Dumnezeu. De aceea vă invit în această dimineață să ne ridicăm și în primă fază aș vrea să ne rugăm pentru unitatea Bisericii Efraim. Dacă ești un mădular al acestei biserici sau un prieten al bisericii și vrei să te rogi împreună cu noi, vă invit sau te invit în această zi, haideți să ne rugăm, Doamne, fă-ne Tu una, leagă-ne, Doamne, pe toți împreună cu lanțuri ce nu pot fi rupte. Chiar dacă diavolul va veni să ne dezbine, chiar dacă diavolul îți va pune în minte să vorbești de rău, să faci lucrul acela, să dezbini, Tu oprește-te și îl înfruntă-l și prin puterea Duhului Sfânt spune-i, nu mai merg pe linia aceea, nu mai merg în acea direcție. Haideți să ne rugăm Domnului. Amin.